Este neprevăzută și uneori îți scoate în cale oameni care ajung să fie prieteni pe viață. Este și cazul a doi fotbaliști din Liga 1, Silviu Balaure și Alex Ioniță, care sunt ca frații. În afară de prietenia frumoasă care îi leagă și pasiunea pentru fotbal, destinul celor doi pare tras la Indigo. Cei doi au fost coechipieri la Astra și și-au sincronizat momentele importante din viața lor. Au planificat în detaliu să le ceară pe frumoasele lor iubite de soții în același timp. Mai mult decât atât, și iubitele fotbaliștilor sunt prietene bune și au amândouă aceeași meserie, make-up artist. Alex și Silviu au plănuit să pună marea întrebare iubitelor la un restaurant din capitală într-un mod inedit. Inelele de logodnă au sosit ascunse în desert. Oana și Adriana nu se așteptau la asemenea surpriză, dar bineînțeles au spus un da din toată inima. Dar cu siguranță nu vă așteptați la ceea ce urmează, pentru că, într-adevăr, viețile celor doi fotbaliști sunt ca două picături de apă. Viitoarele soții îi vor face tătici pe Alex și pe Silviu cam în același timp, pentru că Oana și Adriana au rămas însărcinate și vor naște la aproximativ o lună distanță. E, asta da sincronizare! Alex și Adriana au postat de curând o fotografie în care au anunțat că așteaptă un băiețel, iar fotbalistul a postat un mesaj emoționant pentru cea care îi va deveni soție. Dumnezeu mi-a adus prin tine, iubirea mea, dovada că mă iubește. Și asta a făcut-o sub forma sa pură, sub forma sa inocentă. Îți mulțumesc pentru copilul ce îl porți în pântec. Te iubesc! Iar dacă cei doi au anunțat public minunata veste, Silviu Balaure și logodnica lui, Oana, ne-au dat declarații în exclusivitate despre sarcină. Oricine care urmează să devină părinte știe că sentimentele care te încearcă nu pot fi redate. În cazul meu și al Oanei, venirea pe lumea fetiței este cea mai bună veste din viața noastră. Trăim o poveste de dragoste care a reușit să-mi alunge gândurile negative pe care le-am eu din cauza accidentării. Este cea mai fericită perioadă din viața mea și, cum e normal, trăim cel mai emoționat moment și ne așteptăm îngerașul cu multă nerăbdare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această binecuvântare și familiilor noastre pentru susținerea pe care ne-au oferit-o. Acum, ca să citesc din Basme, trăiesc un vis devenit realitate.